Peste 300 de elevi și cadre didactice din județul Timiș au participat astăzi la o nouă ediție a concursului Colinde și Datini de Crăciun. Evenimentul a ajuns la cea de-a 20-a ediție, s-a desfășurat în sala de concerte a Liceului de Artă Ion Vidu din Timișoara și are ca scop promovarea, în rândul elevilor, părinților și profesorilor, frumusețea și autenticitatea colindelor și datinilor românești de Crăciun. Concursul s-a desfășurat pe trei niveluri de învățământ, primar, gimnazial și liceal, având 4 secțiuni. Concursul are mai multe secțiuni. Pe de-o parte, secțiunea individuală, în care copiii colindă și prezintă colindele tradițional românești, apoi grupuri vocale, în care sunt prezentate colindele noastre tradiționale, și o altă secțiune este aceea de datini și tradiții de Crăciun, în care sunt prezentate tradițiile religioase care se referă la această frumoasă sărbătoare. Ne bucurăm pentru faptul că am ajuns la cea de-a 20-a ediție. Am crescut, ne-am dezvoltat și fiecare întâlnire ne oferă noi prilejuri de a ne bucura de sărbătoarea Mântuitorului. Probabil că nimeni nu și-a imaginat că timp de atâtea generații, atâția ani, concursul va dăinui. Înseamnă că atenția cadrelor didactice, a școlilor, a elevilor este în continuare îndreptată către datini, tradiții, obiceiuri, cântecul de colind. Și eu consider că un factor important este prezența bisericii și aportul bisericii, al mitropoliei de fapt, ca să fim foarte exact, în acest concurs. Întotdeauna ne-a sprijinit, a fost alături de noi, prin părinții consilieri, preoții profesori, cadre didactice care și-au adus aportul de-a lungul timpului. Pe lângă cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor specifice sărbătorii nașterii Domnului, manifestarea mai are ca scop dezvoltarea interesului elevilor și implicarea acestora în păstrarea, transmiterea și promovarea colindelor și obiceiurilor tradiționale românești. Ar trebui să ne bucurăm că încă se mai transmit valorile, tradițiile poporului nostru român. Mulțumim celor care participă, mulțumim celor care duc mai departe valorile noastre tradiționale ale poporului și cu această ocazie a nașterii Domnului să avem în vedere că suntem printre puținele țări care transmit și duc mai departe obiceiurile de atâtea sute de ani. Suntem mândri pentru că suntem un popor născut creștin și ar trebui din toate părțile să ne mobilizăm și să transmitem mai departe cât este de importantă religia în viața copiilor, în viața noastră. Concursul Colinde și Datini de Crăciun este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș în colaborare cu Mitropolia Banatului, fiind cuprins în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.